proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. Pe bulevardul Ion Cebrătianu, la câțiva pași de Teatrul Național, se înalță o biserică mititică, Biserica Colțea. Este străjuită în partea sa dreaptă de statuia lui Mihail Cantacuzino, titorul acestui vechi lăcaș ortodox. Fiind de altfel prima statuie din București realizată în marmură de Carrara, de Carl Storck, între anii 1865 și 1869. Biserica Colțea este singurul edificiu care mai amintește de mănăstirea cu hramul Sfinții Trei Ierarhi, ctitoria spătarului Mihail Cantacuzino. Mănăstirea a fost construită pe vechea moșie a boierului Colțea Doicescu între anii 1696 și 1714. În incinta mănăstirii a funcționat primul spital modern din țara românească. Același Mihail Cantacuzino a fost întemeietorul întregului așezământ Colțea, în mijlocul căruia se înălța biserica de astăzi. Spitalul și biserica sunt singurele care mai amintesc de construcția originală din urmă cu peste 300 de ani. Biserica cu hramurile Sfinții Trei Ierarhi și Sfânta Parascheva are o mulțime de comori duhovnicești. Printre nestematele Bisericii Colțea, dacă le pot numi așa, avem icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, care poartă o ferecătură donată de către domnitorul Nicolae Mavrogheni și care se află într-un iconar sculptat în pronaosul bisericii, și baldachinul cu moaștele Sfintei Mucenițe Ecaterina, care au fost dăruite bisericii și sunt așezate la închinare din anul 2012. Din pictura originală a pictorului Pârvu Mutu, canonizat anul trecut cu numele Sfântul Pafnutie Zugravul pentru opera sa minunată și pentru viața sa petrecută cu penelul și în tăcere, se mai păstrează astăzi doar cea de pe boltele pridvorului, precum și icoana Sfinților Doctori Fără de Arginți, Cosma și Damian. Restul picturilor sunt în stil neoclasic tătărășcian. Catapeteasma este o capodoperă a artei brâncovenești cu valoare de patrimoniu. Icoanele cu care este împodobită provin și ele din secolele 18 și 19. Ușa are peste 300 de ani. S-a montat în timpul vieții ctitorului său, spătarul Mihail Cantacuzino, și este împodobită cu motive orientale, zoomorfe și florale. Ușile bisericii sunt deschise pentru toți pelerinii, trecătorii, turiștii care vin aici și descoperă un loc tihnit, căutând totodată un moment de liniște pentru a se împăca cu sine și cu Dumnezeu. Istoria acestui lăcaș de cult a fost foarte zbuciumată, a fost avariată la cutremure, a fost cât pe ce să fie năruită în epoca Ceaușescu, dar a fost martor activ chiar și la istoria recentă. În 21 decembrie 1989, primele clopote care au sunat în văzduh anunțând schimbarea regimului comunist au fost cele trase la Biserica Colțea. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.